Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi facem un desert la pahar, fără coacere, ușor și rapid, dar care, ornat corespunzător, arată și destul de bine. Pentru acesta avem nevoie de biscoturi, mascarpone, frișcă sau smântână pentru frișcă, Raffaello și Ferrero Rocher, lapte, cremă de alune, struguraj, zahăr pudră, ciocolată albă, smeură, ciocolată pentru ornat și extract de vanilie. După cum o să puteți observa, multe dintre ingrediente pot fi înlocuite, așa că în funcție de ce aveți acasă, puteți personaliza acest desert. Vom pregăti prima dată crema. Peste mascarpone vom pune smântâna pentru frișcă sau frișca lichidă, zahărul pudră și extractul de vanilie și vom mixa puțin. Când este gata, ne vom ocupa de asamblarea desertului. Eu am făcut două variante, iar pentru prima, începem prin a muia piscoturile în lapte și a le pune în pahar. Acestea trebuie să fie tăiate în funcție de dimensiunea paharului dumneavoastră. Punem peste piscoturi un strat de cremă, smeura, după care reluăm procesul. La final, ornăm după cum dorim. Eu am folosit Raffaello și smeură, deoarece îmi place combinația, și am topit puțină ciocolată albă pe care am picurat-o deasupra cu ajutorul unei lingurițe. Pentru varianta a doua a desertului nostru, ne vom folosi tot de piscoturi pe care le vom pune împreună cu câteva ciocolate Ferrero Rocher în mixer și le vom mărunți. Adăugăm și o linguriță plină de cremă de alune și puțin lapte până când vom obține o pastă pe care o vom pune pe fundul paharului. Adăugăm crema și repetăm procesul. La final, ornăm după preferințe. Eu am folosit Ferrero Rocher, inimioare de ciocolată și struguraș, peste care am picurat puțină cremă de alune. Eu nu excelez la partea de ornat, de aceea poate vouă o să vă iasă mai bine. Puteți să faceți și o glazură de ciocolată amăruie. Am testat la câteva zile după filmare și a ieșit tare bun, dar am uitat să vă fac și o poză. Dragii mei, sper că v-a plăcut rețeta de astăzi și că o veți încerca și voi. Noi ne vedem data viitoare, numai sănătos să fim! V-am pupat!